Știți că la începutul acestei săptămâni a izbucnit un scandal și anume doamna Mihaela Borcea a fost acuzată că a destrămat un cuplu, iar acest lucru a fost făcut chiar de doamna Angela Calonfir, care este la telefon cu noi. Bună seara, doamnă! Bună seara! Dumneavoastră vă mențineți în continuare afirmațiile, precum că omul de lângă dumneavoastră, bărbatul cu care trăiați de 6 ani, v-a părăsit sau, mă rog, a plecat și la doamna Mihaela Borcea, nu doar ca șofer, nu? Da. Da, păi ca șofer în niciun caz. Uitați-o pe doamna Borcea fără șofer, acum cum sosește la clinica din Dorobanți. Dacă nu l-a mai luat pe Sorin șofer, ce să facă? Uitați, arată foarte bine. Și vorbește, să știți, doamna Angela, sunteți pregătită? Da. Pentru sunt pregătită, că domnul meu. Sunt doamna pregătită. Borcea vrea să vorbească cu dumneavoastră, doamna Angela. Da. Până un alta v-a mai căutat Sorin? Mai exact e dragoste? Exact, vă spuneam, poză de actualitate, sigur că da. Poftiți? V-a mai căutat Sorin? Sorin? Acum 10 minute, un sfert de oră am vorbit cu el. Am înțeles. Da. Ați vorbit, dar nu v-a căutat, zice cineva de aici din public. Unde să mă caute? Păi adică să vă caute acasă, cu un buchet de flori, cu un alta. Nu, încă nu, domnul Măruță, încă nu. Că nu cred că-i permit așa ceva. Da, doamna Angela Calonfir, fiți atentă. Vorbește doamna Mihaela Borcea despre această relație. Atenție mare, ascult, pregătită, da? Da, domnul meu, sigur că da. Doamna da. Mea, haideți să ne uităm la interviu, vă rog. Dați materialul colegii. Bună. Bună. Ce faci? Păi, după cum observi, vin de la șantier, de la treabă, da. Am supărat așa? E firesc să fiu supărat, mai ales din pricina copiilor mei care nu sunt nevoiți să vadă tot ce se vede în presă și ce se spune la televizor și normal. Îi afectează foarte mult. Aceste supărări sunt oare din cauza vorbelor urâte care au fost spuse la adresa ta în această săptămână, la începutul acestei săptămâni? Știi, din totdeauna că eu, vis-a-vis de viața mea personală, am fost o persoană discretă, decentă și mi-am ținut viața privată departe de lumina reflectoarelor. Tocmai pentru a-mi proteja copiii. Mai mult decât atât, ce pot spune? Că singurul bărbat important din viața mea este tatăl copiilor mei, rămâne tatăl copiilor mei și este și în continuare și cu care, vezi bine, având o relație de 23 de ani, o continuăm. Când se poate, că nu poate tot timpul să nu are timp să stăm de vorbă, dar când poate o face și mă susține indiferent de situație. Și eu la fel, la rândul meu, la fel îl susțin indiferent de situația. Ați ajuns la un consens, oare ați avut o discuție prin care ați stabilit ca tu, de dragul copiilor, poate să nu-ți asumi nicio relație? Sunt o persoană, cum ți-am spus, decentă și discretă. Iar dacă o voi avea o relație oficială și așa, cu siguranță veți afla. Momentan, singurul bărbat din viața mea este tatăl copiilor mei. Să nu dăm nume, că știți și voi bine cine este. Și atunci, doamna Angela Calonfir, o cunoști? Tot ce am avut de spus, am spus și atât cu atât mai mult, nu mai am nimic de spus. Ea spune că îți credești nefericirea ei. Tot ce am avut de spus, am spus. Las oamenii abilitați care pot să comenteze pe tema acestui subiect. Eu nu vreau să fac subiect. Angela spune că s-a întâlnit cu tine. Nu vreau să intru în ce-am... Iubita, ce am avut de spus, am spus, îmi pare rău, am treabă, vezi bine că sunt într-o uniformă de scandal, nu vin de la coafor, că... Dar a insistat foarte mult și ne-a spus, a spus public că s-a întâlnit cu tine. Am spus, vă las pe voi să comentați și să... Întotdeauna am apreciat felul în care ai gestionat lucrurile. Mulțumesc și eu vă apreciez pe voi, dar hai, dacă tot vreți să vorbim altceva, hai să vorbim despre altceva, despre lucruri frumoase, lucruri pe care noi le facem pentru bucureșteni, pe care le facem pentru copii, pe care Cristi, pentru că el este cel care a creat un univers frumos pentru copiii din acest, din București și nu numai din București, din toată țara. Hai să vorbim, draga mea, despre despre lucruri frumoase. Hai să vorbim despre... Dar vorbim cu o femeie frumoasă și e greu de crezut că ea nu are pe cineva. Nu am, deci dacă voi fi implicată într-o relație oficială, cu siguranță veți afla. Mai mult de atât... Mihaela Borcea e singur acum?
Eu sunt Mihaela Borcea și ți-am mai spus, îmi văd de familia mea, de copiii mei pe care nu doresc, care chiar sunt chiar afectată, pentru că sentimentele copiilor sunt mamă în primul rând și sentimentele copiilor nu merită să fie lovite de nimeni. Absolut de nimeni. S-au zis ceva copiii după ce au văzut la televizor sau în presă? Copiii mei mă susțin, sunt mama lor și îi iubesc și ei mă iubesc și văd tot ce se întâmplă și sunt afectați. Dar poți tu, poate Mihaela, să-și creeze fericirea pe necazul altuia? Vă pup. Niciodată. Doamna Mihaela Borcea a vorbit cu colega mea, Roxana. Doamna Angela, sunteți cu noi la telefon? Da, sunt, domnul Măruță. Ați aflat ce a spus doamna Borcea? Dar... am aflat, domnul Măruță, dar de ce o colește subiectul de când am fost la ea la birou? Și nu ne-a dat, nu v-a dat dumneavoastră nicio explicație. Da, acum, noi am întrebat, dumneavoastră i-a răspuns. Să-i infirme. Singurul bărbat, ce-i convine. Singurul bărbat din viața dumneavoastră este Cristi Borcea. Domnul Cristi Borcea nu mai e soțul ei. Da, dar este tatăl copiilor. Și, de asta... și eu am un tată la copii și doamna nu este singura care are copii în România. Da, adevărul că nu am zis nimic acum, sincer. Și pe copiii mei doare sufletul de tot ce mi se întâmplă din cauza dumneaei. Da. Pentru care motiv, după ce eu cred că ar fi bine și dumneavoastră și doamna Borcea să nu mai băgați copiii la înaintare. Păi, să fiți un pic niște răspuns. Femei mai responsabile, așa mai că ce faceți dumneavoastră se numește... Da, vă rog. Domnul Măruță, eu i-am dat o replică la ce a spus doamna, că doamna și-a băgat copiii în față. Eu nu vreau așa ceva. Bun. Deci doamna Borcea spune că n-are nimic. Domnul Măruță, ar fi culmea să recunoască. Vreți să-i transmiteți ceva? Se uită acum la emisiune. Nu, ea este Mihaela Borcea. Deci, ea este Mihaela Borcea. Ar fi culmea să recunoască. E foarte greu să ai atât de mult caracter, să-ți asumi o relație, orice faci în viața asta. N-am ce să-i transmit doamnei. Căsătorie fericită cu cine dorește ea, dar a infirmat relația ei cu Marian Toader. A spus că nu a avut o relație de 4 ani jumate decât pur și simplu de afaceri. Iar cu câteva zeci de luni în urmă, doamna pe Antena 1 a declarat că este idila vieții ei, iubirea vieții ei. Da. Sunt toate aceste pasaje pe, acum depinde și de post. Pe YouTube. Poftiți? Da. Vă mulțumesc. Păi cum să trăiești cu cineva 4 ani jumate și după aceea să spui că n-ai trăit de fapt cu el 4 ani jumate? Doamna, așa e dragostea asta. Așa e. Da, este, domnule. Doamna Angela, este. Și dumneavoastră, să știți că v-a debusolat un pic dragostea asta. Adică v-am văzut un pic așa nu mai rănită. Nu, domnul Măruță. O să vin când sunt bine la dumneavoastră. Vă așteptăm cu mare drag. Până atunci, sănătate doamnei Borcea, sănătate dumneavoastră și sănătate lui Sorin. Vă mulțumesc din suflet. Un băiat extraordinar care asta e. Trebuie să vadă cum... E un băiat extraordinar, da. Da, este, da. Da. Oricum, doamnă, vreau să vă zic ceva, să știți, dragostea va învinge. Ori de ce parte va fi, va învinge. Adevărul, domnul Măruță, indiferent când, adevărul va învinge, dacă așa doamna e. A zis după 4 ani jumate că nu a trăit cu domnul Marian Toader, că n-a avut relații cu dânsul. Da. Am înțeles. Cu Sorin al meu, nici doamnă, atât n-ar putea să recunoască. Vă las că mai am puțină treabă, am un domn care a venit din Cipru și mă așteaptă.